Să mergem împreună toți, El ne așteaptă să venim în casa Tatălui Său. Hristos a înviat, dragilor! Sunt părintele Isciuc Aurel Paul. Suntem familia Cosma. Mă numesc Sora Andreea Maria Mihoc. Numele meu este Voicu Păstu Nicoleta. Mă numesc Gălățeanu Cristina. Sunt Marta Andro. Suntem Mane și Liviu Pal. Hristos a înviat. Suntem familia Cosma. Eu sunt Evelina. Eu sunt Cătălin și suntem părinți a trei copii. Sara Maria, 13 ani. Matei Alexandru, 11 ani, și Radu Teodor, 9 ani. Suntem căsătoriți de 14 ani și aparținem de parohia Sfântul Anton, Colentina. Noi provenim din comunități catolice din Moldova. Acolo fiind implicați în viața parohiei, când am ajuns în București, am simțit nevoia de a găsi un grup de prieteni în apropierea bisericii. Așa că acum 16 ani, la invitația prietenilor noștri Aurelian și Mihaela Vârgă, am cunoscut mișcarea eclezială carmelitană. Ne-a plăcut ce am găsit aici, și anume o familie de familii. O comunitate formată de laici, îndrumați spiritual de preoții carmelitani. Prietenia dintre membrii comunității, sensibilitatea și carisma carmelitană ne-a ajutat să înțelegem mai bine credința și să găsim răspunsuri la căutările noastre. Pregătirea la căsătorie a fost sub îndrumarea părintelui Tarcisio, unul dintre fondatorii mișcării ecleziale carmelitane, în Italia, în urmă cu 27 de ani. În viața noastră au apărut cei trei copii. Toți trei au fost botezați în comunitatea carmelitană și încredințați Sfintei Fecioare Maria de pe Muntele Carmel. Vocația de familie o trăim și o conștientizăm în măsura în care suntem împăcați cu alegerile noastre în viața de zi cu zi. Cu cât ești mai convins că faptele tale corespund alegerilor de viață, cu atât mai mult vei fi convins că împlinești planul lui Dumnezeu. Ceea ce vă recomandăm este să credeți, să luați decizii și veți vedea că Dumnezeu va fi alături de voi în orice situație. Domnul ne cheamă să-L iubim mereu, precum Maria, Maica sa prea sfântă. La iubire.